Bine ați revenit la întâlnirea cu știrile din lumea imigrației. Un comitat pentru islamul italian a fost constituit de curând la Ministerul de Interne. Este vorba de o organizație de tip colegial care are rolul de a oferi consultații pe teme de imigrație. Scopul comitatului constă în contribuirea la îmbunătățirea inseririi sociale și integrării comunităților musulmane în societatea italiană. În același timp, organizația va opera pentru dezvoltarea coeziunii sociale, valorilor și drepturilor comune, respectând Constituția și legile Republicii Italiene. Comitatul este format din personalități de diverse naționalități, precum și din persoane care cunosc bine lumea islamică. Membrii comitatului vor trebui să furnizeze idei și propuneri asupra unor argumente, precum moscheele, formarea așa-zișilor imam, căsătorile mixte și burca. Imigranții care trăiesc în țările Uniunii Europene trimit în țările lor de origine tot mai mulți bani. Potrivit datelor difuzate de Institutul European de Statistică Eurostat, în anul 2008 sumele de bani trimise au fost de 31,8 miliarde de euro. În anul 2007, imigranții din Uniunea Europeană au transferat 31,1 miliarde de euro, iar în 2004 19,4 miliarde. Cei mai mulți bani, adică 7,8 miliarde de euro, ce reprezintă 25% din totalul sumelor, au fost trimiși de imigranții din Spania. Urmează imigranții din Italia, care au trimis 6,4 miliarde de euro, 20% din total, cei din Franța cu 3,4 miliarde transferate și cei din Germania cu 3,1 miliarde. Principalele știri ale săptămânii privind actualitatea din Trentino se pot urmări în prezent nu numai în limba italiană, ci și în engleză, franceză, arabă și română. Știrile sunt ospitate de pe data de 6 februarie al acestui an de TV Alpi, canalul de știri al grupului RTTR, și sunt realizate de Centrul Cinformi de la Provincia Autonomă de Trento și de Opim SRL. Telejurnalele au o durată de 5 minute pentru fiecare limbă și sunt transmise la sfârșitul fiecare săptămâni pe TV Alpi, dar se pot găsi și pe YouTube, unde se poate accede de pe site-ul Centrului Cinformi. Programul de difuzare este disponibil în la secțiunea Cinformi TV al site-ului www.cinformi.it. Cetățenii provenienți din Republica Moldova care intenționează să se căsătorească în Italia nu vor mai putea obține autorizația pentru căsătorie de la ambasadă sau de la Consulatul Moldovei din Italia. Ambasada Republicii Moldova din Italia a comunicat recent că de la data de 1 februarie al acestui an, certificatul care atestă lipsa obstacolelor de a se căsători este eliberat de Serviciul de Stare Civilă al Ministerului de Justiție de la Chișinău. Certificatul trebuie să fie apostilat și tradus în limba italiană în Republica Moldova. Documentul are o valabilitate de 6 luni de la data eliberării.